Bună, YouTube! Bine ați venit! Vă întrebați ce facem astăzi? Ce păreri mai împărțim astăzi pe internet? Ei bine, îmi dau cu părerea legată de părerile voastre. Și anume, o să vă fac rating la hot-take-urile voastre legate de modă. Le notăm de la 1 la 10. O să vă explic pe parcurs, le comentăm și ne distrăm! Primul hot take. Eu am contopit mai multe dintre ele pentru că mulți mi-a zis același lucru, așa că le-am unit. So we got this. Skinny jeans are not that bad. Nu știe lumea cum să-i poarte. This is the first one. And boy oh boy, I got opinions about it. Skinny jeans nu sunt ca design ceva urât sau ceva rău. Din punct de vedere al comodității, sunt extrem de uncomfortable, te strâng, stai foarte rău în ei, sunt standing jeans, nu sunt sitting down jeans. My girl is, știu la ce mă refer. Când te așezi în skinny jeans, crapă totul pe tine, te strângi la burtică, nu poți să mănânci, nu te simți bine în ei. Estetic vorbind, da, poți să porți skinny jeans și mi se pare că sunt încă o grămadă de combinații în care poți să arate foarte bine, în tot felul de mixuri de-astea post punkiste, Vivienne Westwood inspired, whatever, dar mi se pare că poți să porți skinny jeans. Doar că sunt asociați foarte mult cu anii noștri negri ai tinereții generației mele și cred că și ale dumneavoastră, în care skinny jeans erau de un albastru odios, luați din IDM și te simțeai în ei oribil, îi purtam cu niște cămășuțe sau cu tricou cu cămășuța descheiată de nim peste, vremuri negre ale civilizației. Nota mea pentru acest hot take, care nu mi se pare un... nu e foarte hot. It's not very hot. E un 7. Dacă am învățat să-i purtăm frumos și în combinațiile care trebuie, they would work. They would definitely work. Dar încă îi asociem cu ceva care nu ne-a plăcut, ceva de care nu vrem să ne amintim. Un trecut colectiv pe care nu ne-l acceptăm încă. Dar sunt sigură că o să mai tot vedem tot felul de skinny jeans apăruți în modă cât de curând. Just be prepared for it. Piesele low-waisted arată hot pe orice corp. Știți că sunt a Y2K girly. And I agree 100% cu această afirmație. Și vă spun și de ce. Piesele low-waisted sunt tot timpul mult, mult mai confortabile decât alea high-waisted. Nu-mi pasă care e părerea voastră. Low-waisted, mega confortabil, mega hot. Nu mai fiți spălați pe creier să credeți că sunt hot doar pentru că le-ați văzut doar în anii 2000, atunci când eram toți bolnavi cu this skinny mania. Nu, doar i-ați văzut asociați doar așa și pentru că te spălați pe creier să aveți impresia că ceva arată bine doar dacă ești skinny, ești spălat pe creier. Du-te și clătește de feriu care l-ai aici prin convoluțiuni și o să te simți mai bine după. O să vezi că low-waisted stuff look f***ing hot on anybody. Am văzut jeans skinny, fuste skinny, am văzut fuste low-waisted foarte scurte, am văzut jeans low-waisted de-aia bell-bottoms. Pe, cred că aproape toate tipurile de corp, adică se văd în realitate face-to-face, nu doar în editoriale, they look f***ing hot. Nu-ți convine, lasă-mi mai întâi un comentariu, apoi închide. This hot take is a 10. I agree with you. It's not hot. It's not a hot take. Numărul 3. Este ok să ai un stil basic. Știți deja părerea mea. Nu are nicio legătură stilul pe care alegi. Nu trebuie să fie în trend. Nu trebuie să fie scump. Nu trebuie să fie în absolut niciun fel. Este absolut ok să ai orice stil dorești. Mi se pare o tâmpenie când judecăm oamenii dacă se îmbracă simplu. Înțeleg dacă nu te simți tu bine, că ai ajuns să ai un stil basic, că nu te regăsești în alte chestii și gen ești cumva în acest limbo al unui stil simpluț. Dar când asta îți place, în asta te simți bine, this is your thing, you're not into styling or into fashion și vrei pur și simplu să ai niște haine pe tine, I respect you, you do you. Stop judging people for dressing basic, you're just mean. So, this is also a 10. I agree with it. Următorul hot take. Balenciaga a murit. A murit de mult domnul Cristobal Balenciaga. Din punctul meu de vedere, Balenciaga a murit acum 2 ani deja. Dar, is it dead? Is it like 10 feet underground dead? I don't think so. Pentru că o să fie în acest purgatoriu
pentru câțiva ani, poate, nu cred că foarte mulți, o să aducă un creative director care să dea iarăși revival brandului and they'll be fine. Dar în acest moment, da, n-au mai scos nimic relevant, au fost în scandaluri, au fost un brand care a fost luat gura târgului în 2017-2018, după aia au făcut în continuu același lucru, there's nothing new. Mi se pare că odată cu moartea hype beastilor și această zonă de streetwear, quirky, dar de fapt e scump, dar nu știu ce, și o întoarcere spre o zonă de-asta mai nu atât de mult pe hype, sau dacă sunt piese care sunt hyped, nu-s neapărat lucruri de care ai nevoie să le cumperi noi din magazin, deci e o piesă foarte specifică. Mi se pare că s-a dus oricum în tăcere și în neant Balenciaga. Asta cred că e un hot take pe la un 8, is there now, dar o să se scoală din morți la un moment dat. Pentru că nu e așa, au nevoie de bani brandurile, trebuie să cumpărăm foarte multe chestii, ei nu poate să-l lase așa. Revista Glamour este underrated. Am văzut acest take la mai mulți oameni, referitor la revista Glamour din România, pe care o am aici, în spatele porcușorului. Și ăsta este din partea mea 10 din 10. 10 din 10, chiar este underrated. După ce a fost cumpărată, cum îi zice, licența de altcineva, o scot bianual, fac niște proiecte care arată mult mai actual, mult, mult mai actual decât ce se făcea înainte în Glamour, care arăta mult mai comercial. Și acum e o revistă care arată mai mult pe zona de Dazed, de ID, decât ce vedem în rest la revistele noastre, adică nu dai printre pagini și vezi reclamă la imobiliare.ro sau la Lidl, and I appreciate it. Sunt dispusă oricând să dau 50 de lei pe o revistă cât o carte sau de două ori pe an și să văd, în primul rând să-mi văd prietenii prin ea, să văd oameni super talentați pe care alte reviste cu nume mai mari nici nu i-ar băga în seamă, că le e frică să nu cumva să le iască un nelucal de sub funduleț. Și Glamour, măi, măcar le-a dat o platformă, le-a zis, ok, ia paginile astea, a fost talentul, which I love and I appreciate, numărul 10. Până acum n-au fost hot take-uri foarte calde, au fost, vreau ceva spicy hot. One of my favorites. Chanel a ajuns să fie o casă irelevantă. Am mai vorbit de Chanel nenumărate rânduri. Au avut o perioadă de glorie în anii 90, când Karl experimenta un pic cu estetica Chanel, lua ADN-ul Chanel și îl punea în niște piese mult mai actuale. Și știți că m-am mai arătat vouă, că la un moment dat colecțiile Chanel semănau foarte mult cu ce făcea Versace, ceea ce în ziua de astăzi n-ai putea spune niciodată. Dar apoi au mers pe classic, tweed, tweed classic, fără forme, fără capcoadă și lucruri deșălate. N-arată bine nici piesele separat, nici puse împreună în stylingul pe care l-au. Îți mai luau gura toate, cum zice, prezentările de modă foarte teatrale și cu multă butaforie pe care le făcea Karl. Sure, arătau extraordinar hainele? Nu. Chanel se bazează pe statusul pe care poți să-l cumperi, pe cumpăratul de gens pe care le scumpesc exponențial în timp ce calitatea scade. Și pe asta se bazează, pentru că noi așa trăim în consumerism și corporații trebuie să-și facă bani, nu trebuie să scoată lucruri frumoase. Așa că nu ăsta e scopul, că nu mai vorbim despre artă, aici vorbim despre bănuți. Iarăși, 10, I agree with you. I agree. Jacquemus este cool datorită marketingului. Piesele nu sunt atât de wow. Let's unfold this. Ce face Jacquemus acum? Din punct de vedere al marketingului, este într-adevăr o mișcare foarte smart, adică are această imagine de designer încă conectat la brand, designer care postează cu mânuțele lui, care îți arată din viața personală, care îți arată din behind the scenes, care îți arată așa ușor, ușor un parcurs pe care l-are în proiectele sale, de cum și-a deschis magazinele, cum face prezentările. Îți arată care sunt prietenii lui, care devin ambasadori ai brandului, adică ați văzut că prietenia lui cu Dua Lipa, de hangout in Paris și ea poartă creațiile lui. Un lucru foarte smart, un lucru pe care nu prea mai vezi acum la un brand care a ajuns la nivelul Jacquemus, adică care a crescut foarte mult într-un timp foarte scurt. So, prima parte, da, este foarte cool și un marketing foarte bun pe care nu prea mai vezi, pentru că ajunge mult mai ușor la oameni dacă vede partea umană a omului din spatele brandului și nu comunică corporația. Piesele, ca un timeline, a reușit să facă piese iconice, fie că ne plac sau nu. Fie că vorbim de
genți care au ajuns peste tot și acum da, le vezi peste tot și își pierd din sens și din coolness. Cu cât ajung mai, mai popular, își scade coolness-ul, desigur. Însă, nu cred că coolness-ul brandului ține doar de marketing și piesele sunt atât de nasoale. Unde mi se pare că piesele nu sunt bune și ține doar de statusul brandului unde coolness este Hermes. Acolo nu mi se pare că e nimic revoluționar și nimic frumos și doar faptul că cumperi un status îl face să fie atât de relevant. Dar Hermes nu mi se pare. Adică ai și piese frumoase, dar într-adevăr nu sunt niște colecții revoluționare, nu sunt niște colecții wow, dar sunt mai cool și mai desprinse uneori de estetica momentului și faptul că a ținut a la lung chestia asta de vacanță și de toate colecțiile au iz de vacanță, o să apreciez. Are scoate câte o piesă iconică, 2-3 pe sezon, dar nu mi se pare că coolness-ul e dat doar de marketing, deși e un marketing foarte bun. E un 5. E un 5 hot take-ul ăsta. Începe să fie spicy. Începe să fie ușor spicy here. Adidas și Samba sunt overrated. Cred că acest hot take cu Adidas și X sunt overrated. Aici în speță Adidas și Samba. Se poate aplica la absolut orice tip de Adidas care a fost popular. Toți sunt overrated. Și aia care sunt acum underrated o să ajungă overrated, o să devină iarăși popular și ei la rândul lor. Pentru că doar trecem de la Adidas în perioada asta, doar trecem de la Adidas Dead Shoes Chunky la ăștia mai cu silueta mai slim. It's just that simple. Do I think they're overrated? No, they're not. They're really good pair of shoes. Adică se asortează la orice. Merg mult mai ușor în mai multe estetici, adică nu doar ca se asortează mai ușor, și nu-ți fac picioarele doi butuci, ceea ce devine mai ușor de purtat pentru mai multe tipologii de corpuri, picioare, înălțime decât unii care sunt foarte chunky. Dar înțeleg de ce poți să zici că sunt overrated, pentru că îi vezi peste tot. Pentru că e un trend care o să moară, dar e ca siluetă în sine, este o siluetă mult mai clasică decât Adidas și Chunky de acum câțiva ani. Adică ea nu o să fie niciodată clasici. Pe când o siluetă de asta mai slim, o să fie tot timpul a classic. Doar că sunt acum mult mai popular și te saturi să-i vezi peste tot. Aici aș zice, this is a hotter take. A 4. It's a 4. I don't agree with you, dar înțeleg. Înțeleg de unde vii. Înțeleg. Mă văd purtând Samba și peste 5 ani față de Air Force sau Jordan. Don't get me wrong. Air Force, Jordanii. Nu, nu, nu. Eu de ăștia nu am nici un pod? Nu, no, niciodată. Nu, nu. Jordanii, cel mai urâți Adidas. Nu-mi pasă ce părere ai. N-am nevoie de hypebeast la mine în comentarii. Nici acolo cu mine pleacă, du-te. Înfoliază-ți Jordanii. Nu veni la mine. Nu veni la mine cu păreri de-astea. Nu, nu, nu. Piesele de designer nu înseamnă că sunt stylish sau fashionable. Nici măcar nu îl pot considera un hot take. Este un 10 din 10. Piesele de designer au ajuns în ziua de astăzi să nu însemne absolut nimic. Nimic nu mai e sfânt pe lumea asta, oameni buni. Mi se pare că dacă vorbim de designer de nișă, locali, micuți, care să nu facă parte din dita mai conglomeratul, tip orice brand de sub LVMH, sunt orientate mult mai mult către artă și poți să ai niște piese care nu pot să neapărat pentru gustul tuturor, dar sunt bune, dar dacă este o casă mare de, cum îi zice, de designer, nu înseamnă absolut nimic. Nu înseamnă că sunt mai frumoase, nu înseamnă că sunt mai la modă, nu înseamnă că nothing. Nu înseamnă că sunt mai calitative, sunt doar haine. Și după cum ziceam și la restul, oamenii când își cumpără lucruri respective, sunt foarte puține brand la care îți cumperi ceva pentru că au un design specific care îți place. Pentru mine casa aia este Y Project. Ar face Glenn Martin niște piese superbe și mi le cumpăr pentru că e ceva ce nu văd în altă parte pe piață. Sau îmi place foarte mult cum reinterpretează trendurile pe care le vedeam la Gotia acum ani de zile. Și pot să apreciez munca aia. Dar în rest, îți cumperi statusul. Dai bani ca să obții status. Fie că vorbim de chestii cu logo pe ele, fie că vorbim de quiet luxury, în care vrei tu și grupușorul tău de oameni cu bani gata să te considere bine îmbrăcat pentru că ai ceva atât de simplu pe tine și atât de calitativ, it's not stylish, it's not fashionable. You're buying the status. Nepo Baby Models n-ar avea nicio șansă în industrie dacă nu veneau din familiile respective. Din nou, this is not a hot take, e doar o observație. Sunt Nepo Babies care... Da, sunt talentați la ce fac, fie că sunt
modele, cum ziceam, hatic, fie că vorbim de actori, cântăreți, whatever, au un talent sau un clanțe pentru lucru respectiv, dar dacă nu erau fata, băiatul, mama și alu tata, n-ar fi ajuns în industrie, pentru că n-aveai cum. Pentru că oameni talentați sau oameni care se pricep la lucrul respectiv, îi găsești pe stradă. Acum, dacă ies pe stradă și pun mâna pe o fată, acum de pe stradă, zic tu o să fii model mâine, sunt sigură că s-ar descurca. Nu o lua nimeni pe Kendall Jenner de nicăieri și zicea tu ai potențial de model, fetiță. Dacă nu era... Să nu discutăm. Să nu discutăm. Și desigur, nepo babies în industrie, credeți-mă că sunt șanse foarte mari să fie absolut toți artiști. Dacă nu știți nimic despre background-ul lor și despre familiile lor, e foarte posibil să fie un nepo baby. Deci 10 din 10, nici măcar nu e un hot take, e doar o observație. Dacă ai fost de acord cu mine, dacă n-ai fost de acord cu mine, scrie-mi în comentarii, spune-mi părerea, zi-mi, ești blondă, n-ai dreptate, ești femeie, de ce dai cu tu cu părerea, ce legătură ai tu cu fashion-ul, scrieți-mi în comentarii, nu ezitați, dați și subscribe, dacă v-a plăcut, dați clopoțel, nici tu like, dați și voi, nu știu, vedeți ce e în barea de jos și apăsați pe ele.